Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine v-am regăsit la Portret de Campion, emisiunea care își propune să descopere oamenii din spatele succesului. Este acel moment din săptămână în care ne întâlnim cu un campion și descoperim tot ceea ce l-a făcut să devină ceea ce este. Astăzi viața este o cursă de mare viteză, așa s-a gândit și Max, invitatul meu, Cosmin Nedelea. Îi spun bună seara lui Max. Max, Cosmin, cum preferi? Max este perfect. Mulțumesc frumos de invitație. Noi mulțumim că direct din Germania, de la campionat, ai venit la noi în platou, da, și n-ai venit cu mâna goală. Îți mulțumim că n-ai urcat iar pe podium. Trebuia. Mereu am promis și o să mă țin de promisiune în continuare. Cosmin este cel mai rapid patinator de viteză din România și multiplu campion, multiplu recordman. Abia aștept să vedem toate etapele care te-au adus, în fine, sau o mică parte din etapele care te-au adus să fii ceea ce ești astăzi, la 22 de ani, cu un palmares atât de bogat. În primul rând, spune-mi lucruri despre tine. Spune-mi de al cărui membru, al cărui club ești membru, din ce oraș vii și o scurtă descriere așa a ta, ca să știm exact cu cine sunt de vorbă. Cum spuneai, mi se spune Max. E o poreclă pe care antrenorul meu mi-a dat-o când era mai mic. Cât de mic? 8 ani aveam, chiar când m-am apucat de patinaj. Și de la ce vine Max? Acesta a făcut asemănarea cu un mexican. Eram mic, mai creol și cu părul creț și a spus că arăt ca un mexican. Și de atunci toată lumea îmi spune Max, inclusiv, nu știu, profesori, părinți, toată lumea, absolut toată lumea. O să spunem și noi tot Max. Este perfect, sunt obișnuit și chiar îmi place. Deci la 8 ani înțeleg că ai alunecat pentru prima oară pe gheață. Da, am început pe role, fiind august când m-am apucat, era chiar final de sezon de role. Am prins foarte puțin din sezonul cald și apoi am început pe gheață. Și când am urcat pe patine, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și că asta vreau să fac. Unde se întâmplă asta? În Brașov. Eu sunt din Brașov, aparțin de clubul CSM Corona Brașov. Corona crește campioni, spune ei. Da, așa se pare. Că așa este. Așa, este adevărat, dar din 2008 și până în prezent fac parte din acest club. N-am schimbat clubul sau antrenorul, am rămas cu aceeași echipă, căruia și mulțumesc, că fără ei nu puteam să ajung probabil unde sunt acum. Și noi le mulțumim. Și da, am început cu gheața, după care am început ușor să cresc și mi-a plăcut din ce în ce mai tare și am știut exact că asta vreau să fac pe viitor și că asta trebuie să fac, de fapt. Dar povestește-mi puțin, când te-ai apucat de sportul ăsta, te-a luat cineva de mânuță și a zis hai Cosmin, trebuie să mergem să facem un sport, sau ai avut tu dorința asta? Nu, pur și simplu părinții mei m-au lăsat să fac ce vreau eu, să zic așa. Adică am fost la mai multe sporturi înainte. Am început cu scrimă, după care fotbal. Înainte de 8 ani? Da. De la câți ani ai început să faci sport? Probabil de mic, nu mi-aduc aminte exact, dar îmi plăcea foarte mult să fac mișcare și atunci părinții mei să spun că m-au îndrumat oarecum către sport. Erai poate și un pic mai energic așa și voiam să te obosească puțin. Probabil că asta a fost cauza, da. Iar întâmplarea a făcut, eram la un antrenament de fotbal, terenul aflându-se în mijlocul pistei de patinaj. Am văzut niște copii mergând pe role cu viteză și am zis că vreau să încerc și eu. A doua zi am lăsat ghetele de fotbal acasă și mi-am luat rolele și de atunci am rămas pe patinaj. Am vrut să fac altceva față de ce fac ceilalți copii de vârsta mea și atunci mi-a și plăcut și am rămas pe patinaj. Ai simțit așa o atracție pentru viteză, pentru adrenalină? Da, da. Cu siguranță cred că asta încă mă face să fac patinaj, pentru că e o senzație unică când patinez la o așa viteză și adrenalină și atunci
nu știu, mă atrage foarte mult și să pot spune că e o pasiune de-a mea viteza. Au fost momente în parcursul carierei tale sportive când cineva ți-a spus lasă-te de treburile astea neserioase și apucă-te și tu de făcut ceva, știu, ceva serios, caligrafie, chimie, fizică? Din fericire nu, n-a fost nimeni care să-mi spună asta. A existat la un moment dat, undeva în jur de, nu știu, 12-13 ani, un moment în care am vrut să renunț la patinaj. Pot spune că m-am dezvoltat un pic mai greu, fizic, și eram foarte micuț. Și atunci toți ceilalți de vârstă mea erau mult mai mari decât mine și mai dezvoltați. Și nu puteam să urc pe podium niciodată. Era foarte greu pentru mine să câștig un concurs. Și probabil asta, nu știu, m-a dezamăgit un pic și atunci am vrut să renunț. Dar, de ce n-ai renunțat? Nu știu. Chiar nu știu. Am vrut să merg către hockey, dat fiind tot sport pe gheață, dar am rămas la patinaj și atunci cred că am făcut cea mai bună alegere. Cu siguranță. Da, și am continuat și a fost din ce în ce mai bine, am reușit să mă și dezvolt un pic mai bine și atunci au venit și rezultatele, cu munca, bineînțeles. M-aș întoarce un pic la momentul acela în care ai spus că ai vrut să renunți. E foarte important pentru mine în emisiunile astea să încerc să aflu, atât pentru mine personal, cât și pentru telespectatori, de ce în anumite momente ale evoluției unii oameni simt nevoia să renunțe și de ce nu renunți? Asta e foarte important. Ce te motivează să nu renunți? Uitându-te în spate, îți dai seama că ar fi fost o greșeală. Da, da, cu siguranță era o greșeală mare. Foarte mare să renunți la o pasiune și la, uite, la rezultatele extraordinare pe care le ai astăzi și cu siguranță le vei mai avea. Trebuie să încercăm să aflăm de la tine care a fost totuși momentul ăla, forța aia, cine, ce s-a întâmplat de totuși ai mers mai departe pe parcursul ăsta, pe drumul ăsta. Eu mereu am spus că ambiția face parte din joc și cred că mă pricep destul de bine la asta. Probabil asta a și influențat decizia mea de atunci. Îmi plăcea și colectivul și echipa și continuam să merg la antrenamente chiar dacă în unele concursuri eram dezamăgit. Pur și simplu că nu știu, reușeam să ies pe locul 7-8, eram foarte fericit, știam că sunt din ce în ce mai aproape. Și cred că ambiția de atunci, voiam să fiu pe podium și cred că asta a contat foarte mult pentru mine. Dar spune, între locul 7-8 și locul 1, ce schimbări ai făcut? Trebuie să fie existat ceva ce s-a schimbat? Mai multă muncă și seriozitate. Probabil la început a fost mai mult din joacă. Eram mai micuț, nu știam exact ce înseamnă sportul de performanță. Cum au început să vină rezultatele, am început să și realizez de fapt care este treaba cu sportul și ce vreau să fac în acest sport. Ai început să-ți propui? Da, da. Ți-ai pus obiective? În fiecare an îmi propun obiective, pe durată scurtă și pe termen lung. Mereu am două obiective. Întotdeauna unul este pe perioadă foarte apropiată, să spun așa, iar altul este pe perioadă lungă. Și cred că asta m-a făcut să le și îndeplinesc. Și ți-ai structurat programul? Cum te-ai îmbucat cu școala, cu toate celelalte activități, cu antrenamentele? Ce înseamnă pentru un campion la patinaj programul zilnic, antrenamentele? Cum te antrenezi? Când te antrenezi? Ce faci vara, când n-ai gheață? Pot spune că mi-a plăcut mai mult sportul, să zic așa. Adică din start am ales partea de sport. Mereu mi-a plăcut să fac orice înseamnă mișcare. Și am încercat cât am putut de bine să îmbin aceste treburi. Când eram mic, părinții nu mă lăsau să merg la antrenament dacă nu făceam temele, de exemplu, sau dacă nu învățam. Și pentru mine era o decizie foarte grea. Mereu îmi doream să plec la antrenament sau să ies afară un pic. Dar aveam timp să le fac pe toate și m-am descurcat. Am luat și toate examenele, am terminat și facultatea. Practic, motivația de a învăța era generată de dorința de a pleca mai repede la antrenament. Da, da. Știi, când eram mic, dacă nu era clar, dacă nu scriu temele sau nu învăț, este clar că nu plec la antrenament. Ai 14 ani, spuneai, de antrenamente, de competiții, obosești vreodată?
Da, da, când eram mic nu oboseam, sau cel puțin nu mi-aduc aminte dacă oboseam sau nu, dar acum simt nevoia de repaus uneori. Chiar acum termin sezonul, un sezon lung și foarte greu pentru mine și chiar îmi doream să am câteva zile libere, câteva săptămâni de fapt. Câteva săptămâni să-ți revii. Ce înseamnă antrenamentele vara? Cum vă antrenați voi vara? Vara, pentru noi e clar, gheață, iarnă, da. Antrenament, altfel ce faci? Vara ne dăm pe role, patinaj pe role, simulează foarte bine patinajul pe gheață, tehnica fiind foarte asemănătoare și atunci este un simulator foarte bun pentru patinaj. Avem și concursuri naționale, adică avem campionat național pe role. Patinajul pe role este sport olimpic doar la tineret, la junior, din păcate, nu au făcut și la senior, nu înțeleg de ce. Iar patinajul viteză în sine cuprinde și această disciplină, patinajul pe role și patinajul pe gheață, pe pistă lungă și pe pistă scurtă. Și atunci pentru noi ne avantajează, dar fiindcă nu avem gheață toată vara, încercăm să ne menținem forma pe role. Tu ai avut performanțe și pe role, nu doar pe patine. Da, da, dețin 3 recorduri naționale pe role, 5 în total, dar 3 dintre ele sunt pe role și foarte multe titluri de campion național. Practic, ești o forță a vitezei pe ce înseamnă piste de alunecare. Da, pot spune că sunt talentat în ceea ce înseamnă tehnica patinajului. Rezultatele tale atestă că faptul că ești talentat. Exact. Și combinat cu munca, sunt niște rezultate foarte, foarte bune. Eu pot să patinez și pe role, și pe pistă lungă, cu patine cu clapă, și pe pistă scurtă, pe patine fixe. Mi-este foarte ușor să mă acomodez de pe pereche de patine pe alta. Nu știu, clar este un dar să pot patina oricum. Patinez și pe patine de hockey. Am încercat să și joc hockey. Îmi place, e pasiunea mea. Aș putea să le fac pe toate. Da, brașovenii sunt mari iubitori și susținători ai echipei de hockey. Am experimentat niște treci foarte faine pe patinoarul de acolo. Spune-mi un pic, în palmaresul tău, care a fost primul cel mai important titlu pentru tine și în momentul în care te-ai dus în competiția respectivă, ce așteptări aveai? Primul titlu clar a fost cel de campion național. Ce vârstă aveai atunci? Cred că undeva la 14 ani, ceva de genul acesta, eram la juniori. Atunci a fost 14-15 ani, a fost primul titlu de campion național. Pe role, urmând după care pe gheață. Asta pe plan național. Iar pe plan internațional a urmat FOTE, Festivalul Olimpic de Tineret European, care a avut loc în Turcia. Iar acolo am avut cam cele mai bune clasări ale delegației României de la FOTE. Am venit locul 5 cu ștafeta mixtă și locul 6 la individual. Iar pe lângă asta pot spune că am patinat pe patine fixe de short track, nu știu, aproape o lună. Iar după o lună de zile au venit aceste rezultate, nu mă așteptam o secundă. Deci când ai plecat în competiție, nu aveai... Ce așteptări aveai? Ce sperai? Nu aveam așteptări, eram foarte fericit că m-am calificat, pentru că a trebuit să mă calific. A fost un concurs de calificare în țară, lângă cei de la Mircu Iaciuc. Ei practică doar short track-ul, ei se bază doar pe asta, eu mai fac și pe role și pe pistă lungă. Și atunci speranțe foarte mari, rezultate nu aveam. Eu îmi doream foarte mult să particip, să merg acolo. Dar, nu știu, ceva a făcut să meargă totul bine și a fost extraordinar. Am fost calificat în finala B, am ieșit pe locul 4 în finala B și atunci finalul în clasament m-a dus pe locul 6. Dar în mentalitatea ta, în momentul în care știai că ai doar o lună la dispoziție să te antrenezi pe un sistem nou de patinaj, n-a existat momentul ăla în care să spui... Dar ce să caut eu acolo? Oamenii ăștia se antrenează de atât timp, eu doar o lună. Este o provocare, mereu e o provocare short track pentru mine. Mă atrage foarte mult, pentru că este o competiție, e competiție mare și adrenalina este chiar mai ridicată decât la pistă lungă, pentru că pleacă mai mulți sportivi deodată la start și atunci trebuie să depășești chiar în cursă directă.
și asta m-a trăit și mai mult. Și mereu am, chiar dacă n-am putut să merg la mai multe competiții internaționale la short track, mereu mi-am dorit să merg când sunt campionate naționale. Chiar urmează să merg la campionat național. Am, nu știu, am 2 zile, dacă am mai mult, 3 zile poate maxim de patinat pe short track și o să mă duc la campionatul național să văd ce pot reuși. Sper la o clasare bună. Super. Spune-mi un pic, ai niște recorduri înregistrate. Povestește-mi un pic despre rezultatele astea ale tale care te poziționează cumva într-o poziție foarte specială față de alți sportivi din ramura ta. Dețin 5 recorduri naționale, 3 sunt pe role și 2 sunt pe gheață. Mi-aș dori din tot sufletul să reușesc și pe gheață la probele mele la care sunt specialist, probele de sprint. Din păcate, sezonul acesta m-a ținut departe din cauza unei accidentări și n-am reușit să le dobor. Dar sper în viitorul foarte apropiat să reușesc să debor recordurile și pe gheață, să fie tot palmaresul al meu, să spun așa. După multă muncă și multă dăruire, să spun așa, cred că rezultatele vin și atunci când ești în cursă, patinezi cu, nu te gândești la record național, pur și simplu dai tot ce e mai bun și la final când te uiți pe tabelă și vezi exact timpul, îți dai seama de fapt cât de bun ești. Dar tu ești primul sportiv care a înregistrat într-un campionat, a câștigat toate competițiile, la toate... Da, sunt singurul român care a câștigat toate campionatele naționale de patinaj viteză. Role, short track și long track, pista scurtă, pista lungă. Mai ai ceva de doborât, vreun titlu de pe plan național? E ceva ce încă n-ai? Nu, clar cele 2 recorduri pe gheață, acelea trebuie să le dobor neapărat, dar după aceea o să fie toate ale mele, doar să le păstrez cât mai mult timp. E mai greu de câștigat? E mai greu de păstrat? Cum e? Eu cred că e mai greu de câștigat, după care odată ce dobor recordul, îl poți îmbunătăți mereu, an la an, dacă tu ești din ce în ce mai bun, se poate îmbunătăți mereu și atunci o să fie mult mai greu de doborât pentru cei ce vin din urmă. Deci mai ai 2 recorduri la ce discipline? La patinaj pe gheață, pe pistă lungă, la proba de 1500 de metri și la proba de team sprint cu echipa de băieți. Când vor fi sezonul următor? Mai ai șansa sezonul ăsta să... Din păcate, sezonul acesta este gata, cel de long track. După cum spuneam, urmează să merg la campionatul național de short track. O să înceapă următorul sezon în septembrie, din nou pe gheață, cu acomodare și tot ce este nevoie, iar sezonul competițional în sine o să înceapă de undeva la 1 noiembrie. Cum te... M-ai spus că ai fi dorit să faci un alt fel de sport față de... Clar că exista și pasiune, dar... Patinajul, din păcate, nu mai este așa un sport căruia să-i se acordă atât de multă atenție cum ar merita. Lucrul ăsta nu te-a descurajat niciodată? Sau faptul că, poate pe plan internațional, lucrurile sunt privite altfel? La început nu știam că nu este foarte cunoscut. E adevărat, nu văzusem până atunci patinator de viteză, niciodată. Era prima oară și probabil asta m-a și atras fiind un lucru nou. Toată lumea, cam toți băieții încep cu fotbal, să spun așa, și toți rămân și la fotbal. Și poate că asta m-a și îndrumat către un alt sport. Mi-am dorit să fac altceva. Mereu mi-a plăcut să fiu mai diferit puțin și atunci probabil de asta am ales patinajul. Cu trecerea anilor mi-am dat seama că este un pic complicat în țara noastră să facem patinaj viteză. Este un sport cu tradiție, dar din păcate lumea uită, așa cum a spus și dumneavoastră, sau nu este foarte popular sau la fel de popular ca fotbalul sau alte sporturi de echipă. Pentru că în România sporturile de echipă sunt cele populare, dar avem rezultate foarte bune la sporturile individuale. Nu știu cum se contrazice această vorbă. Dar am continuat să fac patinaj și mi-am dorit din suflet să pot să fac cunoscut patinajul prin rezultatele mele pe plan național și internațional și sper să și reușesc. Adică, momentan am reușit un pic, dar sper să continui.
dacă ar fi să motivezi un tânăr, mai tânăr decât tine, un copil care își dorește să facă un sport, cum l-ai motivat? Ce îi spune în favoarea acestei alegeri? Alege patinajul pentru că... Să aleagă patinajul pentru că dacă se urcă pe patine de viteză, nu o să le mai dea jos niciodată. O să-i placă senzația, cu toate că prima oară este foarte greu, pentru că sunt diferite patinele față de cele normale. Lama este foarte lungă și patina este până la gleznă, nu este peste, ceea ce e un pic mai complicat să ții echilibru. Lama are un milimetru lățime și este mai complicat să stai în echilibru. Dar după ce prinzi un pic gustul, cu siguranță o să-i placă și nu o să-i mai dai jos niciodată. Povestește-ne puțin despre patină. Pentru mine patină înseamnă patină. Nu, până acum n-aș fi putut să fac diferența între patina de patinaj artistic, cea de hockey, cea de patinaj viteză. Mai este vreun fel de patină? Nu. Sunt două tipuri de patine de patinaj viteză. Cele de pistă lungă sunt patine cu clapă, călcâiul se desprinde de gheată pentru tripla extensie, pentru o împingere mai bună. Iar patinile de short track sunt fixe. Lama este tot la fel, este lungă ca la pistă lungă, dar acestea nu se mai desprind de călcâi și au o poziție oarecum ciudată, lama fiind poziționată foarte mult în exteriorul ghetei, pentru a te putea înclina când iei curba, să poți să iei curba la 55 la oră, de kilometri pe oră. Și atunci, astea sunt cele două tipuri de patine de viteză. Lama are aproximativ 17 inci, este un milimetru lățime. Să zic așa, patinezi doar pe munchii mereu, nu poți să stai să mergi drept. Și atunci asta face diferența. Gheata este până la gleznă, poate chiar un pic și sub gleznă, adică nu este ca patine normale care vin undeva, nu știu, 5 cm peste deasupra gleznei, care să țină glezna și să ai o stabilitate mai bună. Totul ține de echilibru și de cât de bine controlezi tu patina. Există teamă în momentul în care a existat vreun moment de teamă în momentul în care te-ai sui pe patine? Foarte multă lume are așa o reținere. E gheață, e patină, o să cad, o să-mi rup ceva. Cred că când eram mic, mi era un pic fricuță, să zic așa, frică, pentru că cădeam. Clar, cădeam de multe ori. Dar mă ridicam și mergeam mai departe și mi-a plăcut. În ultimii ani eu n-am prea căzut. Se întâmplă să cad și acum. Și campion mondial care cad. Exact cum spuneam, ești pe un milimetru de lamă. Se întâmplă tot într-o fracțiune de secundă, n-a pus să-ți dai seama. Are legătură milimetrul ăla de lamă, echilibru și gândul care îți trece prin cap în momentul respectiv? Da. Chiar, de ce cad campionii de pe patine? Bună întrebare. Uneori, eu am explicații de ce cad de pe patine. Da. Uneori emoții, uneori neatenție, pur și simplu, sau chiar oboseală. Se întâmplă, nu știu, să dai patină în patină sau lamă în lamă și gândiți-vă că la, nu știu, 55-60 de kilometri pe oră, pe un milimetru de lamă, cazi instant. Nu apuci să redresezi, nici nu ai timp. Dacă cumva ai făcut o mișcare greșită, ești pe jos instant. Are legătură, știi, vorba aia străveche care spune de ce ți-e frică de aia, nu scapi, poate să vină un gând de la aulă să nu cad și atunci să cazi? Da. Se întâmplă? Se întâmplă, s-a întâmplat vreodată? Da. Chiar când ești cel mai concentrat să nu cazi sau să nu dai în bar, atunci dai în bar. Așa? Și e ca atunci când îți spunea mama, când erai mic, nu cumva să dai pe tine și tu aveai deja înghețată. Exact. Dar ți-am zis să nu dai pe tine. Poate dacă nu-ți spunea... Exact, la fel este și în sport. Probabil nu doar în patinaj, probabil așa este mereu. Când te gândești, nu știu, să nu ratezi când dai... Eu verificam cu tine o teorie, pentru că am observat în viața de zi cu zi, în diverse activități, că în momentul ăla în care îmi spun, auleo, să nu se întâmple lucrul respectiv... Exact, se întâmplă. Fixa se întâmplă și... Da, probabil cum, ești... cum vă controlați voi gândurile? Bănuiesc că antrenamentul are și componenta asta psihologică. Cum? Da. Ai un trainer pentru asta sau o faci Nu, singur? Antrenorul meu este 3-in-1, să zic așa. El le face pe toate. El e antrenor de patinaj, pregătire fizică, pe plan psihic, absolut tot. El se ocupă de noi. Să revin la căzături. Când patinezi, ești foarte, foarte atent la ce faci. Adică te gândești la tehnica patinajului, pentru că dacă patinezi cu o tehnică foarte proastă, nu înaintezi.
Și atunci mereu gândul ți este la antrenament. Nu te gândești niciodată, sper să nu cad sau să fiu atent să nu-l văd pe altcineva. Te gândești doar la ce faci tu și atunci nu ai cum să fii distrat și să cazi. În cursă se poate întâmpla, pentru că în cursă îți dorești un rezultat foarte bun și atunci apar și emoțiile și probabil te gândești să nu cazi sau să nu faci un pas greșit. Eu unul încerc să nu mă gândesc, adică m-am obișnuit că emoțiile sunt constructive, nu mai am emoții, poate doar în cupele mondiale de seniori, acolo chiar au fost emoții pentru că este cu totul altceva, dar pe plan național patinez sigur pe mine mereu, de fiecare dată n-am avut probleme niciodată. Unde au avut loc cupele mondiale? Cupele mondiale de U23, unde am și câștigat, au avut loc primele două etape au avut loc în Sanaioki, Finlanda, iar ultima etapă a avut loc în Ince, Germania. Și când ai plecat în cursa asta, cu ce gânduri ai plecat? Cum ai avut setup-ul făcut? La ce te gândeai? La ce te așteptai? Așteptări, din păcate, nu aveam foarte mari, deoarece am fost accidentat tot sezonul, după cum spuneam, și asta m-a împiedicat foarte mult să mă antrenez la nivelul meu și am avut și multă pauză. Am vrut doar să merg să patinez cum știu eu mai bine și să sper la un rezultat foarte bun. La asta mă așteptam, la un patinaj bun. În prima cupă, din păcate, nu s-a întâmplat absolut nimic. Am avut niște rezultate foarte proaste. Nu foarte proaste, dar pentru mine... Ce pentru înseamnă mine, foarte proaste? Locul 10 și locul 15, dacă nu mă înșel. Din... Undeva la 30 sportivi, ceva de genul acesta. Pentru că în patinaj, ca să poți participa în cupele mondiale, ai nevoie de un barem. Trebuie îndeplinit un barem ca să poți participa. Categoric. Și atunci eu am fost dezamăgit. Eu aveam planuri foarte mari pentru acest sezon. Voiam să fiu la fiecare etapă pe podium. Deoarece sezonul trecut la U23 am ieșit pe locul 4. Și atunci așteptam progresul de la an la an, dar din păcate accidentarea de la începutul sezonului m-a ținut pe bancă mult timp. Da. Dar oricum, ai recuperat. Pe parcurs am reușit să mă refac. Nu total, din păcate, dar în proporție de 75-80%. Și atunci asta m-a ajutat să patinez aproape de nivelul meu maxim și am reușit să ieși pe podium. Adică cât de cât țelul tău, ținta ta a fost atinsă. Da, clar, cu siguranță. Îmi doream o medalie la individual și am și obținut-o. Crezi că perioadele astea în care nu ajungi chiar acolo unde ți-ai propus... Te-au ajutat, te-au încurcat, cum le-ai privit? Cum te raportezi la aceste eșecuri pe care tu le resimți ca fiind eșecuri? La început mi-a fost greu să înțeleg asta. Mereu așteptam la fiecare concurs, voiam rezultat și mai bun. Voiam progres continuu, dar am observat că face parte din joc și eșecul și stagnarea. Și atunci am reușit să-mi dau seama că trebuie să continui orice ar fi. Pentru că la un moment dat tot o să vină progresul. Deci, asta e forța motrice. Chiar dacă acum nu sunt unde exact trebuie, știu sigur că va veni... Exact, așa funcționează. Este foarte greu să progresezi continuu. Pentru că, adevărat, fiecare secundă contează, dar nu ți iese mereu perfect la fiecare concurs. Adică poți să faci un pas greșit și aia te costă destul de mult. Și atunci nu există progres continuu. Dar asta trebuie doar să te ambiționeze pentru mai departe și atunci trebuie să iasă. Ce înseamnă momentul ăsta pentru tine mai departe? Ce înseamnă cariera unui sportiv de performanță în patinajul de viteză? Îmi doresc foarte mult să particip la Jocurile Olimpice. Ăla este clar, cu siguranță... destinația finală, să spun așa, pentru cariera mea sportivă. Și acum sunt foarte mândru de mine și am realizat foarte multe, chiar gânduri și țeluri pe care le aveam acum mulți ani. Îmi doream de mult timp să fiu pe plan mondial din ce în ce mai bun, iar acum sunt vicecampion mondial și medalia cu bronz la U23, ceea ce acum, nu știu, 3-4 ani nici nu visam. Sau nu credeam că este posibil. Chiar, care e diferența între nu credeai și nu visai?
Nu credeam pentru că mă raportam la rezultatele de atunci și nu știu, nu visam, poate că știam că este foarte greu și drumul este foarte lung. Dar avea așa o dorință ascunsă acolo, să spuneai doar ție că... Da, scopul final mereu a fost să urc pe podium. Nu conta ce podium, e național, internațional, la orice concurs. Chiar dacă știam că nu pot să fiu în primii 10, gândul tot la podium era. Adică chiar dacă ajungeam, nu știu, pe locul 20, că s-a întâmplat la juniori, am fost și locul 30 și locul 40 în cupele mondiale. Cum ai depășit? Am așteptat să văd progresul din ce în ce mai departe. Pentru că... Dar erai, oricum, erai mult mai tânăr și cred că... Și experiența își spune așteptarea cuvântul. Nu era atât de ușoară. Adică... Exact, exact. Când deja participi pe plan mondial, așteptările vin mai greu. Te bați cu cei mai buni din lume. Nu mai ești pe plan național, nu știu să zic. Da, acum ești printre cei mai buni din lume și te poți raporta altfel și la da, viitor. Da, ce da. Pași mai ai de parcurs pentru a-ți îndeplini și visul legat de participarea la Jocurile Olimpice? Pe unde ești în drumul ăsta către Olimpice? Sunt destul de aproape. Nu foarte aproape, dar drumul e lung, cu siguranță. Mai sunt 3 ani până la Jocurile Olimpice. De la anul o să particip doar la seniori. Mi-am făcut debutul deja la categoria seniori pe plan mondial. Însă de la anul o să particip doar la seniori și atunci o să fie foarte greu. O să fie din nou dezamăgirea pentru rezultate proaste, pentru că particip cu cei mai buni patinatori din lume, chiar cei mai buni fiind și cei mai în vârstă și experimentați. Bine, tu venind cu energie nouă, poate că nu e chiar așa de da, fricoșător cum vezi tu acum. O să mă ajute. Nu sunt speriat, pentru că am văzut cum e mersul și știu cum stă treaba. Însă o să fie greu, cu siguranță. Cu siguranță te ajută, mă gândesc că te ajută și experiența acumulată în timp, în ceea ce privește tehnica. Da, da. Cum îți schimbi tu tehnica? Spuneai că te gândești foarte mult la tehnica pe care o abordezi în momentul în care patinezi. Cum îți schimbi tehnica? Simți... În fiecare zi, când urc pe patine, simt... Să zic că simt altceva. Nici o zi nu e la fel. Adică într-o zi mă simt mult mai stabil sau într-o zi sunt foarte stăpân pe mine, într-o zi mă simt un pic mai, poate mai moale, depinde și de antrenamente, dar până la finalul antrenamentului mereu reușesc. Adică niciodată nu dau greș, totul iese perfect. Iar tehnica o schimb în funcție de concurs. În funcție de proba pe care o am de patinat, probele de sprint au o tehnică diferită față de probele de semifond sau fond, să spun așa. Și atunci mă orientez în funcție de concurs. Îți studiezi înainte și adversarii? Nu. Obișnuiam să fac asta, obișnuiam să mă uit la timpii lor, la cei mai buni timp pe care iau, să văd cât de aproape sunt de mine sau cât de departe sunt eu de ei. Dar nu mai fac asta pentru că am observat că nu mă ajută și pur și simplu mă pun în linia de start, oricine patinăm și vedem ce iese. Îți construiai scenarii în momentul în care îi studiai, îi analizai, îți construiai tu scenarii așa că... Da, mă gândeam... Îți pierdeai cumva focusul orientându-te mai mult către scenariile? Cred că da, pentru că înainte de orice concurs îmi realizez cursa în cap, cursa mea, efectiv, cum patinez. Să zic că fac o simulare a cursei, dar în mintea mea. Și atunci probabil când mă uitam și la ceilalți, apăreau și ei lângă mine în scenariul meu și nu știu, mă gândeam că poate pleacă mai tare la start decât mine sau, și atunci nu, clar nu m-a ajutat. Și ai renunțat la scenarii, te-ai pus la start și ai zis ok. Pur și simplu mă concentrez doar pe mine, știu ce am de făcut, tehnica pe care o am să patinez și atunci merge mai departe până la final. Dar în momentul în care pornești, ne spunea la un moment dat un campion, un pilot, că la începuturi era foarte atent la public și în momentul în care pornea, atenția lui era distrasă de mimica buzelor, legitea buze și imagina tot felul de lucruri. Și ți s-a întâmplat vreodată să fii distras de public? Am pățit, da. La concursurile de juniori nu este foarte mult public. Părinți și prieteni în special care vin să se uite. Însă la cupele de seniori sau la campionate europene
sala este plină. Patinorul este plin. Și la fote a fost patinor, a fost plin, a fost prima mea experiență cu public așa mult. Pur și simplu ai simțit o altfel de energie acolo, o altfel de pur și te-a simplu... surprins, te-a luat prin surprindere? Da, nu mă așteptam. Stăteam, am nimerit într-o cursă cu un adversar din Turcia. Fotele a avut loc în Turcia. Iar atunci publicul a fost era... de partea lui. Pur și simplu m-am pus în poziția de start și nu puteam să mă concentrez, nu auzeam nimic, auzeam doar publicul. Și când s-a dat startul, când s-a auzit pistolul, foarte greu am s-a auzit, adică foarte greu am realizat. Pleci mai greu? Exact. Și atunci a fost prima mea experiență cu public numeros și gălăgios, să spun așa. Și care au fost rezultatele atunci? La proba aceea a fost foarte prost, foarte, foarte prost. A fost prima zi de concurs de la fote, am ieșit undeva pe locul 25, dacă nu mă înșel. Te-a răpus, probabil, emoția, te-a... Probabil, ceva s-a întâmplat. A fost și prima zi de concurs, după cum spuneam, și nici nu eram pregătit foarte mult pe short track. Cum spuneam, nu aveam așteptări. Doar voiam să patinez și să termin cursa. Dar a doua zi... Ce vârstă aveai atunci? Aveam 17 ani. 17 ani, prima întâlnire cu un public mare. Da, da. Potrivnic, cumva. Exact. Sau poate nu potrivnic, dar susținându-ți adversarul, da, nimerit, clar. Să zic că am fost ghinionist și am nimerit chiar cu un... Sau poate ai fost un norocos, a fost momentul în care te-ai antrenat și în zona asta de a face față. Da, depinde din ce parte o privești. Dar a doua zi de concurs m-am dus total fără așteptări, pentru că în prima zi a fost un rezultat foarte, foarte prost și a doua zi mici pe locul 5. Adică publicul n-a mai fost atât de impactant pentru tine. N-am mai pus accent. Nici atunci n-am pus accent, doar că m-a influențat. Nu știu de ce, dar m-a influențat. Păi, la voi cât durează o cursă? Probele de sprint, proba de 500 de metri pe short track durează undeva la 40 secunde, 45 secunde, pe pistă lungă 36 secunde, cam așa, ceva în genul acesta. E clar că orice om care este impactat de o emoție are nevoie de câteva zeci de secunde să-și revină. Păi tu în alea câteva zeci de secunde trebuia să câștigi și competiția. Da, da. E... Acum când patinez sau când concurez cu public, nu mai aud publicul, efectiv. Nu aud nimic. Aud gălăgie pe fundal, dar nu înțeleg absolut nimic. E ca și când nimic. Ai conduce cu muzica la maxim, nu? Da, exact. Și dacă strigă cineva la mine ceva, nu, îl aud, dar nu înțeleg ce zice. Adică nu, pur și simplu cred că concentrarea mea este doar pe ce fac și nu mai țin cont de ce spune. Uneori n-aud nici antrenor. Ceea ce este aproape bine. Depinde. În probele de sprint totul se mișcă cu rapiditate, totul este foarte la efort maxim și atunci probabil nu țin cont de sfaturile, să zic, aud ce spune, văd ce mi-arată, dar realizez pe moment, dacă mă întreb la finalul cursei, nu mai știu nimic. Pur și simplu totul e șters. Dar concentrarea asta... Ți-ai antrenat-o în timp sau pur și simplu ești tu un tip care reușește să se concentreze, să se focuseze pe... Cred că s-a antrenat în timp. Când eram mic, cred că aveam mai mult timp de gândire, mergeam și mai încet, eram și mic. Aveam timp mai mult să-mi dau seama de ce se întâmplă în jur. Cu cât crești și crește și viteza, ești și mai atent la ceea ce faci, pentru că riscul de căzătură este foarte mare la acea viteză și nimeni nu-și dorește să cadă la 60 la oră pe gheață. Și atunci, cu siguranță, ești mai concentrat la ceea ce faci. În celelalte domenii ale vieții poți să te concentrezi la fel de profund cum o faci în competiții? Nu. Cum îți explici asta? Nu știu. Mă concentrez, sunt atent și în examene, dar cred că sunt mult mai distras. Nu înțeleg de ce, poate și din pură pasiune, din ceea ce fac, poate de asta îmi pot concentra mai bine când patinez sau la antrenamente. Dar pe alte domenii mă concentrez, sunt atent, dar pot fi distras foarte ușor. E curios, întreb deseori lucrul ăsta pentru că mi se părea că eu am o problemă. Sunt momente în care mă pot concentra, exact cum spui, să nu aud nimic în jurul meu, să aud, dar să nu înțeleg. Și sunt momente în care mă străduiesc să... Și cred că are legătură cu pasiunea pe care o punem fiecare în ceea ce facem și dorința de... Și eu cred, pentru că am observat că și atunci când conduc și conduc cu viteză,
nu sunt influența de nimic, adică sunt concentrat maxim. Cred că viteza își pune cuvântul. Îți place și celelalte lucruri cum le trăiești? Tot așa în viteză? Ești un tip... Depinde. Nu, ești nu un tip totul. Calculat, așa, sau totul merge cu, cu viteză? Da, chiar sunt calculat, chiar îmi organizez lucrurile, am program, îmi notez lucruri. Și, dar ești un om răbdător? Sau între. Un tip care vrea să întâmple lucrurile ca pe pistă? Cu răbdarea stau puțin prost. Am răbdare, dar până într-un moment. După aia dispare tot și atunci e haos. Nu te mai înțelegi cu mine. Dar, per total, da, am un program bine stabilit mereu și când plec undeva, îmi fac un program, îmi iau în calcul tot ce se poate întâmpla. Este oarecum în balanță cu viteza. Ce sacrificii ai făcut în... Sau ai făcut sacrificii pentru scopul ăsta de a atinge podiumul în toate competițiile? Sacrificii cred eu că ar face, că trebuie să facă orice sportiv. Nu cred că poți avea o carieră în sport fără sacrificii. Ce înseamnă sacrificii pentru un tânăr care face patinaj de viteză? Clar, în primul rând, îți sacrifici timpul. Nu ai timp de foarte multe lucruri într-o zi întreagă, deoarece ai două antrenamente pe zi. Câte ore de antrenament? În jur de... Depinde de antrenament, depinde ce tip de antrenament este, dar în jur de două ore, două ore jumătate, ceva în genul acesta. Dimineață la ora 9, ceva în genul acesta, iar seara undeva pe la ora 4. Și atunci cam toată ziua este prinsă în antrenamente. De asta eu zic că când ești sportiv de performanță, ești full job tot timpul, 24 în 24, pentru că trebuie să fii atent când mănânci, când dormi, ce faci, să nu fii obosit. Mâncam orice. Trebuie să pun puțină greutate, puțină masă și atunci trebuie să fiu puțin mai atent la ceea ce mănânc. Dar înainte mâncam orice. Și acum mănânc orice, dar mai calculat, să spun așa. Contează foarte mult, mă gândesc, în acel echilibru precar de pe patine și conformația sportivului, nu? Cu siguranță, nu poți să ai un corp foarte dezvoltat, să spun așa, pentru că nu ți este benefic, nu te ajută. Sau să ai o greutate foarte ridicată. Trebuie să fie undeva, să fie o balanță între greutate, grăsime și mușchi. Pentru că ai nevoie de forță și totodată ai nevoie și de rezistență. Cum e viața campionului în raport cu somnul? Cu somnul? Mereu există 8 ore jumătate de somn, 9 ore. Există pentru că le vrei sau pentru că ți le impui? Sau pentru că corpul tău are nevoie de ele? Cum e? Am observat că este foarte benefic pentru mine acest orar, undeva 8 ore jumătate, 8 ore pe acolo, deoarece am timp să mă refac, uneori dorm și la prânz 40 de minute, 45 de minute și atunci se acumulează și totul bine. Am încercat să, adică am experimentat oarecum și mai mult somn și mai puțin somn și nu a fost la fel de benefic pentru mine și atunci am observat că este un interval orar perfect pentru mine și mereu încerc să țin cont, mereu, nu știu. Și când ies afară după antrenamente cu prietenii sau ies pe undeva, îmi pun ceas să sune de pe undeva la ora 7 seara, mă uit câte ore mai am de stat afară, să știu cât am de dormit. Și ce spun prietenii de treaba asta? Uneori zic că sunt nebun, dar uneori și eu cred că sunt nebun, chiar îmi pun ceas să sune să văd câte ore am de dormit. Dar una peste alta știu că mă ajută și că trebuie, de fapt, că altfel n-aș rezista la antrenamente, cel puțin pe timpul verii, în timpul... Pregătirii fizice nu, cu siguranță nu rezici, pentru că antrenamentele sunt mai grele. Și prietenii te susțin în treaba asta sau ești prietenul ăla care sparge petrecerea și... Uneori mă simt prost pentru că plec primul, dar ei știu ce fac, mă susțin și sunt lângă mine. Chiar dacă pe moment spun, hai de mai stai sau hai să mergem în club sau nu știu. Sunt perioade când mai stau, sau ieși, adică sunt om ca oricare altul, ies și eu la distracție și îmi place să mă distrez. Dar încerc să văd mai mult partea care mă ajută și atunci. Când erai mai tânăr, mai mic, te frustrau momentele astea în care trebuia să renunți la plăcerile firești pentru un adolescent, pentru un copil?
Da. Te simțeai frustrat? Poate frustrat e mult, dar undeva perioada aceea, 13 ani, 14 ani, când începe de fapt adolescența, atunci simțeam nevoia să stau mai mult afară sau să mă joc sau să ies mai mult. Și a coincis și cu momentul în care ai fi vrut să renunți, nu? Da, da. Probabil și aia a fost un motiv, că nu reușeam să fiu foarte bun. Și atunci probabil eram distras de celelalte. Te întreb un idee în care poate există adolescenți care te văd și își dau seama că e util uneori să renunți la lucruri care te ard pe moment și îți plac pe moment foarte tare, dar poate îți încetinesc evoluția, nu? Da, uneori și acum mă oftic când merg undeva și știu că trebuie să plec sau undeva unde mă simt foarte bine sau sunt cu prietenii și știu că eu trebuie să plec mai devreme sau că trebuie să mă trezesc dimineața și nu pot pleca, nu știu, într-o excursie cu ei sau la mare, de exemplu. E foarte greu să-mi organizez o vacanță, să spun așa. Pentru că trebuie să implici mereu disciplina, da, și antrenamentul. Trebuie să-mi iau în calcul tot sezonul. Pentru că dacă plec în vacanță sau în concediu într-o perioadă în care este plină de antrenamente și chiar trebuie încărcat, să spun așa, plec chiar atunci, stric tot sezonul și atunci nu este benefic deloc pentru mine. Dar când ajungi pe podium, îți amintești de momentele astea în care ai renunțat la lucruri? Da, uneori mă gândesc și mereu, adică zic că mai bine că nu m-am dus. Asta realizez chiar și a doua zi, uneori când renunț la ceva, a doua zi când merg la antrenament sau când e un antrenament foarte greu, zic, mamă, ce bine că nu m-am dus, că nu rezistam sau nu îmi făcea bine. Ce alte sporturi mai practici din hobby? Mai ai și alte îndeletniciri sportive? Schiezi, nu știu, noți, mergi la sală? Nu schiez, îmi place foarte mult schiul, dar nu schiez din frica de accidentare. Îmi place, am încercat, a trebuit să fac practică la facultate pentru că sunt la facultate de sport și atunci a trebuit să schiez, dar încerc să evit din frica de accidentare. În schimb, îmi place foarte mult hockey-ul, am încercat hockey, am jucat chiar meciuri la amatori. Îmi place foarte mult și la hockey ai niște riscuri, că de multe ori se mută meciul de pe gheață cu crosa. Într-adevăr, la amator nu este chiar așa. Și în plus nu mă poate prinde nimeni. Corect. Exact. Uite, la asta nu m-am gândit. Dar nu, este pur și simplu să joacă între amatori, între prieteni și nu există riscul de, să spun, de accidentare așa mare cum este la schi, o căzătură sau în alte sporturi. Îmi place fotbalul, alerg, ies la alergare, îmi place alergarea montană, sunt pasionat de mașini, îmi place viteza, cum ziceam, și... A, păi poate după ce îți termin cariera în zona asta, după ce îți atingi toate obiectivele, cine știe? Chiar mi-ar plăcea, deși este complicat, dar mi-ar plăcea. Se pare că pentru tine nimic nu este complicat, pentru noi a fost o mare bucurie să te avem... alături. Abia aștept să ne spui ce ai mai reușit să atingi, ce obiective ți-ai mai pus acolo pe lista de realizări bifate. Sunt absolut convinsă că ne vei trimite o fotografie de la Jocurile Olimpice cu medalia pe care o vei câștiga acolo, pentru că în viteza cu care ai pornit, cu siguranță vei ajunge acolo unde ți-ai propus. Spune-mi un singur gând pe care vrei să-l transmiți tinerilor care au pornit într-o carieră sportivă și poate se gândesc fie să renunțe, fie se gândesc că e un sport care nu e așa popular și... Le-aș spune clar să nu renunțe din start, să nu renunțe, pentru că nu se știe niciodată când apar rezultatele. Dacă lucrezi și îți dai toată silința și ești ambițios, cu siguranță o să ai rezultate foarte bune. Dar am observat că asta durează până se îndeplinește și atunci trebuie să continui mereu. Și clar să facă toată lumea mișcare, pentru că sportul nu doar că înseamnă sănătate, dar te educă și te învață să vezi altfel lucrurile. Pentru că obosești, ești ambițios și atunci ca să continui și atunci poate poți să pui asta și în viața de zi cu zi. Mulțumim mult! Te așteptăm cu nerăbdare, cum spuneam, cu următoarele obiective atinse. Până atunci vă spun să nu uitați, rămâneți campionii vieții voastre.
De la Cosmin în seara asta am aflat că în orice domeniu al vieții, până la urmă, pentru performanța e nevoie de disciplină, de asumare și un lucru foarte important pe care ne l-a spus Cosmin, de răbdare. Chiar și atunci când simțim că lucrurile nu merg așa cum ne-am fi dorit, cu răbdare și perseverență ajungem acolo unde ne-am propus. Până săptămâna viitoare, vă urez toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.